Hristos a înviat, dragi ascultător și bun găsit, vă sunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Doctoran Stălian Costea. Părinte, Hristos a înviat și bun venit la misiunea noastră. Adevărat a înviat, Hristos a înviat, le spun și eu, ascultătorilor noștri, mă bucur să ne întâlnim din nou, pentru că astăzi ne-am propus și ne dăjduim să nu îndrăznim prea mult, să vorbim despre, despre o temă frumoasă, zicem noi, interesantă, sugestivă, să vorbim despre lumină, în primul rând, să vorbim și despre ceea ce înseamnă întunericul, mai ales privind prin prisma Sfintei Pericope Evanghelice, care s-a citit ieri în drept măritoarea noastră biserică, Evanghelia Vindecării Orbului din Naștere. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea cuvânt de folos, care să ne folosească atât nouă, cât și ascultătorilor noștri. Da, ascultător, nu uitați, sunteți alături de noi prin telefonul 0241515266 cu tarifele normale de ți-au interesat. Puteți comenta pe pagina de Facebook Radio Dobrogea. Ne urmăriți și video pe pagina noastră de internet Radio Așa cum spunea invitatul nostru de ascultător, Părintele Stelian, astăzi vom vorbi despre lumină și întuneric atât cât ne va ajuta lumina din noi și ne va lăsa întunericul din noi să o facem. Uh, omul iubește părinte stelian Lumina și se sesizăm asta din experiența noastră zilnică de. Uh, acest lucru este un accident, este o adaptare la situația, la faptul că trăim în Lumină, sau este ceva fundamental? Cam așa am fost creați de la începuturi? Foarte bine este pusă problema și noi știm că Dumnezeu, atunci când l-a făcut pe om. A suflat în el suflare de viață și s-a făcut Adam cu suflet viu, iar acest suflet era împodobit cu lumină. Faptul că Adam și Eva, protopărinții, au ales căderea în păcat, au ales despărțirea de Dumnezeu, bineînțeles că a întunecat firea omului și că l-a transformat pe om, din uh, uh, cel care era în comuniune de plină cu Sfânta Trăime, în cel care îi se opune, care i s-a opus lui Dumnezeu. Lumina, în schimb, a fost restaurată în lume, odată cu întruparea lui Hristos, care practic l-a rezidit, l-a recreat pe om și a subliniat foarte corect, omul ar trebui să iubească lumina, numai că de multe ori practica ne arată altceva. Iubim lumina din punct de vedere teoretic, din punct de vedere al dorinței, din punct de vedere al manifestării, dar prin faptele noastre alegem mai mult întunericul. După cum spune și Mântuitorul Hristos, grâul și neghina cresc la un loc, tocmai pentru că la sfârșit să se facă cernerea, așa este și cu lumina și întunericul. Ele își desfășoară deopotrivă prezența în societatea și în umanitatea în care trăim, dar cel responsabil. Cel care dorește să-și împodobească tot timpul relația cu Dumnezeu, cel care vrea să-și îmbunătățească mereu raporturile cu Hristos, alege în mod negreșit lumina. Așa cum spuneați, Părinte, lumina într-adevăr are un efect deosebit asupra sufletelor noastre. Lumina te apropie, lumina te bucură, te încântă, pe când întunericul te desparte, fură omul de lângă tine. Uh, întunericul sub toate aspectele, chiar și cel fizic, dar și cel uh, spiritual. Uh, începând în, în felul acesta, Părinte, ce este totuși lumina aceasta despre care vorbim, o căutăm și de multe ori nu ne -o explicăm? Dacă trebuie să vorbim despre lumină, bineînțeles că trebuie să existe mai multe abordări, mai multe puncte de vedere, mai multe, dacă mi este permisă formularea, relații cu punctele de lumină care se ne ducă la definirea luminii, și anume, încă dintr-un început trebuie să observăm că Dumnezeul treimic, cel fără de început și fără de sfârșit, a spus să fie lumină și s-a făcut lumină. Aceasta este lumina care zvorăște din însăși ființa lui Dumnezeu, din esența Dumnezeirii. Mai târziu, Fiul lui Dumnezeu venit în lume a spus atât de clar, fără tăgadă, eu sunt lumina lumii, cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric. Deci, iată cu cine trebuie să identificăm noi lumina. Lumina este sinonimă cu Hristos, e o sinonimie perfectă, face parte din ceea ce a izvorât Hristos peste această lume, este uh, lucrul cu care ne învăluie Mântuitorul Hristos pentru eternitate, pentru veșnicie. Pe de altă parte, lumina trebuie să fie și un izvor din viața noastră care să curgă înspre ceilalți, înspre frații noștri, spre aproapele nostru. Omul este în același timp un primitor, dar și un răspânditor de lumină în cazul în care voiește asta. Omul primește lumina, se face sălaș al luminii, se face casa luminii, este căminul cel mai bun al razelor luminoase dacă alege să fie aceasta, dar pe de altă parte și transferă, răspândește lumina. Oare credința nu este o răspândire a luminii? Faptele noastre bune nu reprezintă tot o răspândire de lumină? Atunci când alegem să ducem o viață mai curată, fără clevetire, fără răutate, fără revărșări de ură, oare nu încercăm să revărșăm noi lumina dragostei? Deci am putea să spunem că lumina, asta ca să conchidem, să încheiem această definire, că lumina ar trebui să fie, dacă știm să ne însușim, dacă știm să ne împropriem, însăși viața noastră. În el era lumina, în el era viața, ne spune Sfânta Evanghelie de la Ioan, referindu-se la Mântuitorul Hristos, și viața era lumina oamenilor. Deci, practic, viața și lumina sunt deopotrivă în Hristos și trebuie să devină și lumina fiecăruia dintre noi. Frumos ne-ați arătat, Părinte, relația omului cu lumina și mă gândeam în ceea ce vorbeați că trebuie să dacă omul este atâta afinitate și iubire față de lumină, chiar de la începuturi, Adam trăind acolo în lumină, nu suntem capabili să o apreciem și a trebuit până la urmă prin greșeală să cunoască și întunericul depărtării de Dumnezeu ca să aprecieze lumina și noi repetăm aceeași slăbiciune de ce trebuie să ajungă omul în iad sau în răutate ca să ajung, ca să accepte sau să primească sau să înceapă să iubească lumina relației cu Dumnezeu. Cât în relație cu Dumnezeu, nu prea se simțește. Știi, se pare normal și chiar banal. Da, pentru că omul... nu avem, o lepădăm și când nu avem, plângem după ea. Cam asta așa. Exact. Pentru că omul, și este o vorbă populară răspândită, omului de multe ori îi se urăște cu bi... se, omul de multe da. ori se satură de bine. În momentul în care ești inundat de bine, în momentul în care soarele dreptății strălucește peste tine, atunci când ai liniște, când ai tihnă, când te odihnești în Dumnezeu, parcă vrei ceva inedit, cum ne învață societatea contemporană. Vrei echipurile să scapi de monotonie, să scapi de rutină, să scapi de o așa zisă plictiseală pe care tu ca om ți-o și lumea în care trăim o întipărește. Și atunci, omul arăt, alege să deraieze, alege să-și deterioreze conduita, alege să se lipsească de Dumnezeu și, bineînțeles, că în loc de lumină primește întunericul. Am observat în Sfânta Evanghelie de ieri, care s-a citit ieri în drept măritoare a noastră biserică, faptul că fariseii și cărturarii erau învăluiți în întuneric. Ați văzut cu câtă ură cu câte răzvrătire, cu câtă răutate, îl judecau pe orbul tămăduit de Hristos. Negau lumina care era în acesta. Dar cel care l-a ales pe Hristos, nevăzătorul tămăduit, s-a dovedit că a apropiat această lumină a lumii revărsată de Mântuitorul Hristos și s-a dovedit a fi un foarte mare teolog, spunând, din veac nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unui orb din naștere, iată că acesta a reușit. Și Dumnezeu, referindu-se acum la Hristos, zice, Dumnezeu de păcătoși n-ascultă, ci dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu, pe acela ascultă Iată cum nevăzătorul tămăduit, orbul din naștere vindecat, a ajuns să prețuiască lumina, a ajuns să valorizeze Lumina picurată atât în ochii trupești cât și în ochii sufletești. Știm noi oare să scăpăm de orbirea sufletească? Valorizăm noi lumina? Pe mulți am auzit spunând nouă faptul că vedem lumina soarelui, ni se pare ceva normal. Uitând că dacă se întâmplă un accident, într-o secundă îți poți pierde această vedere. Deci am ajuns să ne credem și proprietari de Dumnezeu. Facem ce considerăm, facem afirmațiile pe care le vrem, nevalorizând darurile supreme pe care Sfânta Treime le-a oferit. Am aflat ceva deosebit, părinte, adică știam, dar când auzi, parcă te tulbură așa, alegem de foarte multe ori să facem fapte al întunericului de plictiseală, cum spuneați da. mai, li s-a urește omul cu, cu binele. Și asta e atât de banal și nu este bine deloc. Uh, și faptul că ați vorbit despre acel orb din Evanghelie, care se comporta ca orice orb din naștere, destul de limitat în cunoaștere, e, după ce s-a apropiat de Hristos și apropia lui a fost în ascultare... Și lumina lui Hristos a coborât peste el și a început să vadă, chiar, așa cum spuneați, vorbea ca un teolog. Atât de tare și atât de corect și direct vorbea și punea problema încât farisei care erau instruiți, fiind simțindu-se blocați, au început să devină violenți ca să închidă dialogul cu un om cu care nu putea să vorbească. Până atunci a fost un cerșetor pe stradă, un om al nimănui alt a al Absolut, prezi. unde l societatea. Exact, la, cum se unde, întâmplă și în zilele noastre de mult. Împinsese societatea. Întâlnea cu Hristos l-a așezat în centrul problemei. Uh, vorbim, revenim la această lumină deosebită care vine în viața noastră și pătrunde. Pe ce căi pătrunde, Părinte, lumina aceasta uh, divină, lumina aceasta Harului, uh, lumina aceasta care susține viața și ne ordonează, ne, ne linștește, ne împlinește, ne armonizează cu toată creația. Trebuie să fie câteva căi prin care intră în uh, esența noastră, în trupul nostru, în viața noastră. De aceea este bine când discuți cu un interlocutor într-o emisiune sau undeva, pentru că poți să să-ți amintească exact cum trebuie să te referi la anumite probleme ca să cuprinzi o sferă cât mai largă. E foarte bine pusă problema în sensul că drumul pe care trebuie să ne înscriem pentru a dobândi lumina comportă mai multe cărări pe care trebuie să le străbatem, mai multe căi pe care trebuie să le parcurgem. În primul rând, lumina vine din credința adevărată, din dreapta în cre credință în Dumnezeu. Noi în Ortodoxie avem ieslea nașterii Mântuitorului, avem botejul, avem mormântul în învierii, la fiecare sfântă liturghie, pâinea și vinul se prefacă în chip tainic, minunat, în trupul și sângele lui Hristos, deci ne împărtășim cu Hristos, iată cum, prin credință, prin aderență la biserică, prin participarea la slujbele bisericii, prin împodobirea cu sfintele taine, primim lumina. Acestea sunt căile prin care primim lumina în interiorul bisericii. Pe de altă parte, lumina trebuie primită și în sânul familiei noastre, în interiorul comunității, microcomunității din care facem parte. Dacă familia creștin-ortodoxă este o răspânditoare de lumină, firește, copilul va crește în lumină și se va opune întunericului. În același timp, Părintele Dumitru Stăniloae subliniază aceasta foarte sugestiv, Primim lumină, Părinte, și de la cele care nu pot să vorbească în jurul nostru, de la toate rațiunile create de raționalitățile lucrurilor create de Dumnezeu. Adică lumină primim și în momentul în care admirăm o floare minunată, și în momentul în care vedem o răsărit de soare, și dacă ne uităm la imensitatea mării, pentru că toți suntem la Constanța, este lumina pe care o primim din ceea ce a zidit Dumnezeu în jurul nostru. Deci dacă noi ne gândim așa cum se cuvine la credința dreaptă, dacă reflectăm așa cum se cuvine la familia pe care o avem, dacă bineînțeles avem o evidență a tot ceea ce a creat Dumnezeu, ne facem niște adevărați primitori ai luminii, pentru că nu trebuie să ne să uităm Hristos ne zâmbește, întreaga zidire ne zâmbește, practic soarele dreptății și soarele creat de Dumnezeu vin să ne încălzească, noi totul este să știm, să preluăm nectarul luminii. Ați văzut cum albinele culeg din jur tot ceea ce este bun. Știm noi oare să ne înfruptăm sufletele din acest polen luminos? De foarte multe ori lăsăm lucrurile într-o atmosferă de lenevire, și alegem mai mult o viețuire în întuneric pe care culmea vrem să o prefacem în mintea noastră într-o viețuire luminoasă. Ați auzit formulele lasă că ne iartă Dumnezeu, până la urmă nu-i mare lucru ce am făcut, știe Dumnezeu mai bine ce trebuie, evident că noi nu trebuie să-l confundăm pe Dumnezeu, și aceasta spunea foarte sugestiv și Părintele Teofil Părean, cu un terorist care persecută oamenii. Ferească Dumnezeu. Deci Dumnezeu este iubire. Dar nici nu trebuie să bagiocorim noi atitudinea lui Dumnezeu în spiritul unei iertări pe care să o obținem fără niciun efort. Lumina se dobândește și ea cu luptă. Da, spunea Părinte la un moment dat că dovedim că suntem în lumină prin faptele noastre și prin faptul că ne opunem întunericului. Cred că este un lucru deosebit acest fapt și este bine să ne înscriem cât mai mulți pe această cale. Uh, și ați dat și exemplul el albinei, este un exemplu frumos, venind din străfândurile creștinismului. Și prin uh, faptul că albina e capabilă să colecteze bucurie și esența fiecărei flori nectar, chiar și din florile otrăvitoare, intră acolo și culege ce este bun, este faptul că trăiește într-o ascultare. Mai sunt și alte gâze care nu trăiesc în ascultare și muștele trăiesc de capul lor, dar nu sunt capabile să facă uh, miere. De ce, părinte... Vorbind despre această lumină divină, putem spune că are ceva deosebit? Este o lumină rece, impersonală, o lumină ca o existență indiferentă, sau această lumină este vie, se împletește în jurul tău, te educă, te așteaptă, te rabdă, suspină cu tine sau se bucură? Este o relație specială sau este o relație ob o banală, obișnuită, ca orice altă realitate? Este o lumină mai vie decât orice. Sfântul Simeon, noul teolog. Spune atât de sugestiv, referindu-se la Hristos, Tu cel care subțiezi grosimea răutății mele, Tu cel care mă luminezi pe mine, care sunt întunecat. Deci, această lumină ne inundă cu viață. Ea stabilește și călăuzește relația noastră personală cu Dumnezeu și cu aproapele. Comuniunea noastră, în primul rând, cu Hristos și cu aproapele nostru. Ce ni se spune în Sfânta Scriptură? Ce zice Mântuitorul adresându-se ucenicilor săi și adresându-ni-se implicit și nouă? Voi sunteți lumina lumii, așa să lumineze faptele voastre cele bune, pentru ca oamenii, văzându-le, să-L slăvească pe Tatăl cel Ceresc. Deci, practic, îi se cere omului să-și transforme viața în lumină. Hristos este în exclusivitate, exclusiv lumină și iubire. Cele două se împletesc în cea mai profundă manieră. Practic, Dumnezeu oferă din prea plinul său, din generozitatea sa, din dărnicia sa de plinătate. Lumina luminii, energiile necreate ale lui Dumnezeu care lucrează în lume, cum ar fi sfințenia, înțelepciunea, bunătatea, iubirea, ne oferă tuturor lumina de care avem nevoie. Și v-ați referit corect și la o lumină rece, dar aceasta aparține societății contemporane și tentațiilor pe care le avem. Toate bucuriile acestea trecătoare care înseamnă lux, snobism, mândrie. Au o lumină rece, de fapt este mai mult întuneric, de care nu ne dăm seama. Ne bucurăm pe moment, dar vedem că sunt detalii nesemnificative, sunt amănunte, care nu contează. Adevărata lumină se regăsește în izvorul și în originea luminii, care este Hristos, în izvorul luminii, care este Sfânta Treime. Vorbind de izvorul luminii în Hristos, putem spune, Părinte, că pocăința este un, o lucrare în care omul revine la calea cea dreaptă și se umple de lumină, își ordonează viața, esența, faptului despre care vorbeați puțin mai înainte și le așează din nou în lumină. Tot Sfântul Simeon, noul teolog, afirmă faptul că pocăința este ușa care ne duce de la întuneric la lumină. Deci este obligatorie pocăința sinceră, căința pentru păcat, regretul pentru faptele rele săvârșite, regretul că s-a căzut în patimi, toate acestea sunt obligatorii pentru a ajunge la lumină. Fiindcă ele fac parte din efortul individual pe care omul trebuie să-l depună ca să-și arate în primul rând lui însuși și în același timp să reverse și dragoste către Dumnezeu cu scopul de a redobândi statutul uman pe care l-a avut anterior săvârșirii păcatului. Și asta nu pentru că așa îi place sau că vrea Dumnezeu sau că s-ar simți Dumnezeu mulțumit, ci pentru că pentru noi oamenii este bine să ajungem acolo unde am fost. Nu degeaba Sfântul Ioan Gură de Aur zice să recunoaștem fraților cine am fost și ce am ajuns și unde trebuie să ne întoarcem. Noi trebuie să știm că în societatea contemporană, în zilele în care trăim, această problemă se pune mult mai acut. Pentru că și tentațiile sunt mai mari, și păcatele săvârșite sunt mai mari, și căderile pe care le avem sunt mai adânci, și dacă nu vrem să ne iluminăm, dacă nu vrem să scăpăm din întuneric, bineînțeles că întunericul se va transforma în beznă, care foarte greu este săgetată de lumină, în cazul în care nu facem alegerile corecte la timp. Știți că și pocăința este pe măsura faptelor, cu cât fapta e mai gravă, faptarea rea și pocăința trebuie să fie mai profundă. De aceea să învățăm să ne căim pentru păcate și am întâlnit asta la Sfinții Părinți când spun că lacrimile sunt izvor de lumină. Lacrimile nu înseamnă acel plâns ostentativ, ci lacrimile în suflet, lacrimile în inimă pentru păcatele săvârșite. Pocăința este remediu pentru orice rău pe care omul îl săvârșește, după cum bine știm, Părinte. Da, frumos a spus acum la urmă că lacrimile sunt izvor de lumină și chiar și psihologic omul simte lucrul acesta într-o suferință, într-o apăsare, într-o tensiune, într-o situație tulbure. Să se descarce. Se descarcă să. și plânge și după ce plânge uh, și suspină, bineînțeles, mai voluntar sau mai puțin voluntar cu gândul la Dumnezeu, la o nădejde care trebuie să vină de undeva, simte, se simte ușurat, simte mai clar, mai luminat. Parcă e mai om, să mai spunem e, așa, exact. Mai exact. Parcă știe ce are de făcut, s-a luminat mintea, dacă înainte nu avea niciun reper, acum are de unde să înceapă să lucreze la rezolvarea lui. Spunând, Părinte, că pocăința este un program de aducere omului acasă, în lumină, am putea spune că cine amână pocăința, indiferent de motiv, slujește într-un fel întunericului. Eu C nu să spună treaba asta, dar faptul s-a putea să dovedească. Categoric, da, și aveți dreptate, omul care amână pocăința nu o să spună acest aspect pentru că nu-l recunoaște. Nu se recunoaște într-o într astfel de idee. Numai că, într-adevăr, este un slujitor al întunericului. De ce? Pentru că ajungi la mândrie, la slavă deșertă, ajungi asemenea lui Lucifer, ajungi asemenea diavolului să te crezi fără păcat să te crezi neprihănit, să te crezi fără patimă și să, să, să ajungi să crezi că ești asemenea lui Dumnezeu. Ori asta este gafa catastrofală, eroarea catastrofală, cataclismică pe care o poate face un om. Și de aceea să ne ferim de greșeli de astfel de proporții. Amânarea pocăinței înseamnă să-L sfidezi pe Dumnezeu. Ni se spune în Pateric, în cartea care ne arată viețile Sfinților Părinți, că diavolul i-a spus lui Sfânt Părinte, lasă, amână pocăința pentru mâine, astăzi ai altceva de făcut. Și a zis, nu, mă voi pocăi astăzi, pentru că mâine Dumnezeu știe ce va fi. Deci noi nu suntem siguri, nici măcar pe secunda sau pe minutul următor, nu putem să știm ce se va întâmpla, putem pleca neașteptat intempestiv din această lume. De aceea e bine să nu amânăm pocăința, să-i slujim lui Hristos cu dragoste și slujirea este atunci când regretăm păcatele. Părintele Teofil Părăian avea o abordare foarte frumoasă care mi-a plăcut. Pocăința trebuie făcută cu fața spre viitor cu bucuria dobândirii mântuirii. Pocăința nu e o tânguire ieftină, dar regretând păcatele trecutului, trebuie să avem și nădejdea că Dumnezeu ne va ierta. Pentru că dacă e o pocăință sfâșietoare în sensul negativ, în sensul care te duce la deznădejde, n-am atins niciun obiectiv. Trebuie să ne căim foarte mult pentru păcate, dar cu forța foarte mare în nădejdea faptului că Dumnezeu ne va primi, ne va ierta pentru că la Hristos vii așa cum ești și devii cum trebuie. Te transformi, devii cum trebuie, ca rod al pocăinței. Da, părinte, frumos acest parcurs al transformării omului de la întuneric la lumină. Și bineînțeles, în această luptă nimeni nu este singur, trăim într-un trup al Mântuitorului nostru Hristos, în biserică, în comuniune, în societate, deci oamenii își împletesc căile și faptele lor se manifestă unele prin altele. În contextul acesta în care nu putem trăi izolat, ci ne împletim în activitățile noastre unii cu alții, putem spune că oamenii chiar ei înșiși pot să fie sau ar putea fi lumină unii pentru alții, bineînțeles și întuneric, dar parcă n-aș vorbi despre asta. Cum să nu, cu certitudine, și mi-a plăcut ceva o, foarte mult ce am citit la părintele Dumitru Stăniloie care spunea că un zâmbet, și asta ni se aplică tuturor în viața de zi cu zi, un zâmbet al unuia către celălalt reprezintă o primă deschidere către lumină, un prim izvor al luminii. Oamenii își transmit lumină unii altora prin... Cum se comportă unii față de alții. Ați auzit expresia? Eu am auzit-o de multe ori. M-am întâlnit dimineață cu o anumită persoană sau cu cineva și omul uh, care l-a întâlnit spune: Avea o față extrem de luminoasă, o figură care iradia lumină. Iată cum oamenii transmit lumină unul față de celălalt. În același timp, când ne străduim să-i ajutăm pe cei în nevoie. Când ne străduim să fim alături de un om bolnav, de un copil orfan, de o persoană în nevoie, de un om cu deficiență, Oare nu aducem lumină în viață? Asta și facem. Adică lumina se răspândește de la unul la altul. De sărbători, de exemplu, când îi vizităm pe cei singuri, dacă mergem într-un azil de bătrâni, într-un cămin de copii, nu le aducem lumină cu ocazia nașterii Domnului, cu ocazia învierii lui Hristos. Iată cum noi transmitem lumină unii către alții. A spus la fel de bine să atingem doar tangențial acest lucru, că putem transmite și întuneric. Influența negativă are și ea din nefericire, un rol câteodată foarte important atunci când viața este dusă în neorânduială. Dar omul este făcut să transmită lumină. Dacă alegem să rămânem prietenei lui Dumnezeu, dacă nu vrem să devenim vrășmașii lui Hristos, noi nu trebuie să facem nimic decât să ne străduim, să săvârșim faptele cele bune și lumina e darul divin, darul dumnezeiesc, pe care îl dăm mai departe. E ceva ce primim ca să dăm mai departe. În dar ați luat, luat, le spunem Mântuitorul Apostolilor, în dar să dați. Și noi primim lumina în dar și în dar trebuie să o oferim. Nu să o ținem pentru noi ca niște egoiști, ca niște individualiști, pentru că o transformăm în întuneric. Vedeți, lumina este, reprezintă ceva foarte interesant și din următorul punct de vedere. Este mărgăritarul care se înmulțește în suflet pe măsură ce îl dai. Dacă te crezi un om luminat, și vrei să păstrezi numai în tine această lumină, bineînțeles că greșești și, uh, repet, o transformi în întuneric. Am văzut ieri cât de frumos a tratat nevăzătorul tămăduit, orbul din naște, după ce a fost vindecat, raporturile sale cu lumina. Când oamenii l-au dat afară din sinagogă, a fost exclus din biserica vremii, l-a căutat Hristos și l-a întâlnit în templu și i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el, nevăzătorul, deja luminat, vindecat, Ați văzut ce smerit a întrebat. Cine este Doamne ca să cred în El? Și a zis, tocmai ce l-ai și văzut. Și ne spune Evanghelia, atunci a zis, cred Doamne și i s-a închinat. Deci l-a cinstit pe Domnul Hristos cu închinare. Iată o luminare adevărată, o iluminare adevărată care se traduce prin smerenia sufletului. Într-adevăr, luminarea adevărată te îndeamnă și la fapte, nu este doar o, o mărturisire teoretică. Spuneați, Părinte, puțin mai devreme că Dumnezeu este lumină, de asemenea ne-ați spus că Dumnezeu este iubire. Am putea trage așa o concluzie că lumina înseamnă iubire sau iubirea este lumină în C viața noastră? Categoric, dragostea, iubirea nu se poate despărți de lumină. Reprezintă un tot, reprezintă același lucru. Practic putem să spunem că iubirea izvorăște din lumină și lumina izvorăște din iubire. Lumina este o taină și taina este o lumină în dragostea lui Hristos. Nu putem să despărțim iubirea de lumină, pentru că este ca și cum l-am despărțit pe Tatăl de Fiul și de Duhul Sfânt. Persoanele Sfintei trăim sunt unite în comuniunea de lumină, dar în iubire, așa, după cum ne spune și Părintele Dumitru Stăniloae, Tatăl vede mai bine pe Fiul prin Duhul. Așa și noi, oamenii, nu avem cum să despărțim iubirea de lumină, pentru că fac parte din același întreg. Cine vrea să spună că este luminat, dar nu iubește, greșește în mod profund. Acolo unde este ură, acolo unde este întuneric, acolo unde este noapte, nu e loc de lumină. Ne și spune Sfântul Evanghelist Ioan, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult. Întunericul. Deci mulți dintre noi au ales întunericul. De ce? Pentru că de multe ori e o cale mai ușoară. Atunci când vrei să dobândești lumina, trebuie să înfrunți realitatea, trebuie să te bați cu ispitele, trebuie să lupți cu propriile căderi, trebuie să încerci să-ți înfrângi uh, instinctele pe care singur ți le-ai format către păcat. De aceea, lumina și iubirea fac cea mai bună casă împreună și reprezintă, am putea spune, fără teama de a greși, același lucru. Într-adevăr, așa cum spuneați, toți vor lumină, toți uh, ar dori să primească, cu nevoie de primit, dar nu vor să le pede întunericul. Și apare o luptă în viața lor, pentru că nu pot să facă să stea în același vas, și lumină, și întuneric. <coughs> Dacă ar fi să ne gândim, Părinte, în ce constă voluptatea aceasta a întunericului, de nu poate să scape omul de el? Uh, această voluptate a întunericului, această tentație a întunericului, constă în faptul că omul din nefericire, și-a apropiat și a însușit foarte multe pofte nefirești anormale pe care vrea să le împlinească și aceasta se poate întâmpla prin intermediul întunericului. Pentru că păcatul n-are tangență cu lumina. Hristos nu se poate confunda niciodată cu ceva rău, da? Nici cu cel mai mic rău. La Dumnezeu nu există niciun rău. Și de aceea, pentru a-ți împlini necesitățile nefirești, pentru a-ți împlini poftele anormale, alegi întunericul. De exemplu, Dumnezeu nu este în minciună, nu este în desfrânare, nu este în căderile noastre de tot felul. Și atunci, omul, ca să-și împlinească uh, toate aceste pofte pe care și le-a însușit în mod nefiresc, alege să slujească celui rău. Cine este minciuna și tatăl minciunii? Este diavolul. Când îi slujești diavolului, bineînțeles că alegi întunericul. Plus de asta, în societatea în care trăim, Părinte, ești mai valorizat, din păcate, de contextul social, dacă de multe ori slujești întunericului. Ați văzut ce se promovează și pe toate canalele de televiziune. Nonconformismul, vedetismul, să pari cât mai ieșit din comun, cât mai scăpat din tipare. Dacă vorbești despre Dumnezeu, ești deja considerat demodat, ești deja căzut în trecut, nu mai ești apreciat și din pricina aceasta oamenii aleg întunericul. Numai că și acesta duce negreșit la pieire. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca fiecare să aibă posibilitatea, ocazia, prilejul și oportunitatea să se întoarcă. Lumina bate oricând la ușa sufletului nostru. Ca spus că lumina bate la ușa sufletului nostru, cum mulțim lumina, Părinte? Să aici încă cineva ar fi dispus să-și angajeze viața pe această cale. Cum ar putea să o facă? Lumina se înmulțește pe mai multe căi. În primul rând rugăciunea Trebuie să fie izvorul care să înmulțească Lumina. Dacă te adresezi lui Hristos, dacă ai cu Dumnezeu dialog în Sufletul tău, dacă alegi să vorbești cu Cel care este cu adevărat important pentru viața ta, adică dacă ceri prin intermediul rugăciunii cea mai frumoasă, dacă mi este permisă formularea, audiență la Împăratul Luminii atunci înmulțești lumina din tine, pentru că potențezi harul care există în tine. Îi dai harului posibilitatea să lucreze. Harul Sfintei Treim, energia Duhului Sfânt, lucrează în suflet pe măsura rugă înmulțirii rugăciunii. Deci între rugăciune și lumină este o relație directă, o legătură de interdependență. Mai înmulțim lumina și prin intermediul faptelor bune pe care le săvârșim. Omul milostiv, omul blând, Omul curat cu inima, ce se spune, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Iată cum se înmulțește lumina prin curăția inimii. Mai înmulțim lumina prin post, în momentul în care omul ține post, după putința sa, înmulțește lumina. Înmulțim lumina, după cum spuneam și mai devreme, prin pocăință. Când regreți păcatele făcute, bineînțeles că te, te îți curățești sufletul și apoi vine iluminarea. Că Dumnezeu nu îngăduie niciodată în viața unui om să fie numai momente de frustrare, de remușcare, de regret. Vine și bucuria, vine și fericirea. Totul este să căutăm această bucurie. Și încă ceva, așa ca o concluzie, înmulțim lumina dacă suntem mulțumiți cu ce ne-a dat Dumnezeu, cu viața pe care o avem, cu frumusețea acestei existențe, cu faptul că putem admira tot ceea ce este în jurul nostru. Un om permanent frustrat, un om permanent nemulțumit, un om care crede tot timpul că n-are destul, un om care vrea mai mult deși poate nu are nevoie, o persoană egoistă nu poate să înmulțească lumina pentru că se raportează la atributele întunericului. Cineva care vrea să slujească luminii este mulțumit cu darurile pe care i le-a dat Dumnezeu. uitați, Părinte, că poate vă grăbesc, dar nu mai sunt minute și dacă am început cu lumina, vreau să pun și o întrebare pe care nu mi-ar fi făcut plăcere, dar trebuie să întrebăm ca pentru echilibru. Ce este întunericul acesta de care ne fugim toți și îl ținem în brațe de nu mai putem? Și eu mă bucur că am vorbit mai mult despre lumină pentru că ceea ce este frumos trebuie ales în primul rând. Întunericul este întinarea omului în relația sa cu Dumnezeu, este alegerea omului de a sluji răului, reprezintă ceea ce noi ca oameni alegem să facem ca împotrivire la adresa lui Hristos. Când rănim dragostea lui Dumnezeu, când dragostea Sfintei Treimi, ne aflăm în întuneric. Bezna sufletului nostru este dată de refuzul de a sluji luminii. Adică tot ceea ce facem rău, tot ceea ce facem păcătos, tot ceea ce este împotriva voii lui Dumnezeu, reprezintă întuneric. Să învățăm să ne păzim, să învățăm să ne ferim de acest întuneric, pentru că, după cum spuneam, lumina ne stă la dispoziție. Și mai este ceva, după părerea mea, întunericul mai înseamnă un lucru, și anume starea asta de indiferență, de nepăsare, de lenevire, de cădere în acedie, lasă că o să văd ce fac, nu aleg acum, nu știu dacă e Dumnezeu sau nu undeva, o să vedem, o să mai treacă timpul să ne dăm seama. Deci această stare de indiferență reprezintă toți o slujbă, o slujire adusă în întunericului. Pe când o stare activă, o stare de prezență continuă, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, înseamnă că alegem să slujim luminii. Așadar, să fugim de noapte și să căutăm zorii de zi. Să fugim de apusul soarelui, să căutăm răsăritul. Să fugim de ceața minții și să căutăm luna plină care este Hristos. Dacă alegem să slujim întunericul, întunericul și nefericirea ne așteaptă pentru veșnicie. Prin urmare, să învățăm să alegem lumina. Da, într-adevăr, însă și Mântuitorul ne, ne îndeamnă așa, să slujim și să lucrăm până este ziua, până este lumina că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Să ne ferim de momentul acesta. Părinte, Sălian, mulțumim foarte mult. Și eu așa. vă mulțumesc. Hristos a înviat. A În scurtă zi. vreme vom spune Hristos a înălțat. Acum să spunem Hristos a înviat. Doamne ajută. Mulțumim celor care ne-au ascultat și vă aștept, dragi ascultători, la aceeași oră când va fi rândul. Doamne ajută.